Bună tuturor! Astăzi o să mă joc cu Daria și cu Dani. Hide and seek! Ce părere aveți, fetelor? Să fiu sinceră, nu știu ce să zic. Ultima dată am trișat ca să câștig. Daria, ce-i cu ținuta asta? E prima dată când te văd purtând o rochie atât de ciudată. Voi două nu o să purtați fustele alea ridicole. Am zis să mă îmbrac și eu mai cu stil. Și fusta asta are stil, spre deosebire de a voastră. Bine, Daria, am înțeles. Numai să nu te incomodeze la joc. Astăzi ne vom juca, dar vom respecta niște reguli. Nu ne vom juca așa, oricum. Ne vom juca hide and seek, dar pe culori. Fiecare va alege pe rând câte o culoare. Eu voi alege culoarea roz. Adică atunci când vă voi căuta eu, mă voi uita doar în locurile roz și mă voi uita după culoarea roz ca să vă caut. Tu ce culoare alegi, Dani? La mine e clar, albastru. Și tu, Daria? Eu o să aleg galben. O să vă caut doar după galben. Bine, păi în cazul ăsta eu o să pun capul aici la fântână și voi aveți timp să vă ascundeți. Sunteți gata? Gata! O să fac shift pui și să trișez să merg după ele. Bun, o să merg prima dată după Dani. Hai să vedem unde se ascunde pe roz. Ia să vedem. Se va duce la salon? Clar, se duce la salon. Unde să meargă altundeva? Și se va ascunde pe roz. Adică probabil o să-și schimbe culoarea în roz. Ia să vedem. Văd că se face mică. Și-a schimbat, și-a scos fustița. Și probabil o să-și schimbe și mai eu. Și acum știm unde este Dani. Haideți să vedem ce va face Daria. Bineînțeles că eu nu o să mă duc prima dată să o caut aici, să nu pară că am trișat din prima. Voi să nu ziceți la nimeni. Și acum hai să vedem ce face Daria. Daria, din câte văd eu, merge la apartamente? Ce va face Daria acolo la apartamente? Văd că se întoarce. Ok, trebuie să ne întoarcem după ea. Și ia să vedem unde se duce acum. Unde se tot învârte pe aici. Cred că nu s-a hotărât, dar ea nu cred că știe că mai are un minut și o să îi se termine timpul și va pierde. A ajuns la magazin de înghețată. Ia să vedem unde are de gând să se ascundă Daria. A ieșit și acum iar se întoarce. Daria atât de nehotărâtă acum. Și văd că se duce aici la birouri. Clar, aici e roz. Cum de nu m-am gândit? Și ce o să facă? Din câte văd s-a făcut roz. Văd că și-a ales o ținută destul de bună. Și-a scos și fața. Și acum ce face? Se face mică. Și s-a pus pe scaun. Oare ea chiar crede că nu o voi vedea acolo? Ce face? S-a răzgândit. S-a băgat după dulap. Acum că știm unde s-a ascuns Daria, haideți să începem să le căutăm. Sper că sunteți gata, fetelor! Gata, Lavi, e imposibil să ne găsești, în special pe mine. Sunt sigură de asta, n-am cum să vă găsesc. Oare unde or fi fetele astea? N-are sens o caut pe Dani la Hair and Nails, probabil că nu e aici. Unde să fie? Aici e roz, clar. Probabil aici lipită de vreun perete sau ascunsă. Dani, bună! Ce faci? Nu-i corect. Cum ne mai găsit atât de repede? Era destul de previzibil că te vei ascunde aici. Sunt pereții roz. Am ales culoarea roz. Te-ai făcut roz și te-ai ascuns după floare și te-ai camuflat în perete. Cu toate astea era greu să mă vezi. M-ai subestimat puțin. Bun, acum vii cu mine să căutăm pe Daria. Bine. Hai să vedem unde s-ar fi putut ascunde Daria. Pe mine clar nu mă vei găsi, n-ai nicio șansă. Trebuie să ne uităm unde e mult roz. Și foarte mult roz e în zona asta. Și cam pe aici cred că ar fi Daria. Ok, oare acum cum să o găsesc eu pe Daria fără să pară că am trișat? Daria, probabil ești pe aici pe undeva. O să te găsesc eu. Uite ce bine te-ai camuflat acolo, Dani. Pe scaunul ăla, ți stă foarte bine. Da, mă sortez cu camera foarte bine. Și Daria ar putea să fie și ea pe aici pe... bună, Daria, ce faci? Nu-i corect, tu ai trișat cumva. Era imposibil să mă găsești acolo. Clar, tu ai trișat. Eu sunt foarte bună la hide and seek. Nu m-a găsit nimeni niciodată. Totul are un început, Daria. O să-mi dai eu seama cum ai trișat până la urmă. O să-mi dai eu seama. Sunt camere prin camera? Ne-ai urmărit cumva? Nu am acces și dacă ar fi, am acces doar la camerele din casa mea. Deci e imposibil să vă fi urmărit sau să fi trișat, nu-i așa, Daria? Da, ai dreptate, însă ceva ai făcut tu și o să-mi dai eu seama acum.
Într-adevăr, e greu să trișezi, dar tu ești foarte bună la farse. Eu chiar știu chestia asta, știi să păcălești oamenii. Bun, acum cine vrea să pună capul? Tu sau Daria? Eu zic că vreau eu. Daria, ce zici? Te ascunzi tu la albastru? Bineînțeles! Clar, tu n-ai cum să mă găsești, ești începătoare. Bun, haide de nimbrută lângă fântână și eu și Daria ne vom ascunde doar unde este albastru. Nu prea am de ales pe strada asta, așa că o să mă duc aici la arcade, pentru că e plin de albastru. O să-mi schimb culoarea, o să-mi schimb hainele și cam așa arăt eu momentan. O să mă pun hurt și o să aștept să mă caute Denisa. Să sperăm că nu mă va găsi. Oare intru prin astea? O să mă bag chiar aici între și o să mă pun hurt. Și voi rămâne așa și voi aștepta să mă caute. Văd că și Daria și-a găsit o ascunzătoare destul de bună, sunt curioasă dacă o va găsi. Daria chiar se pricepe la hide and seek. Nici nu s-a chinuit să-și schimbe hainele, știe că Denisa e începătoare și poate nu caută acolo. Bun, acum vom aștepta doar să ne caute și hai să vedem ce va face Denisa. Eu o să urmăresc pe spectator pentru că ea nu mă poate vedea. Gata, fetelor, v-ați ascuns? Eu sunt gata, te aștept! Da, și eu! Oare unde este albastru pe strada asta? Că eu nu prea văd albastru. Cred că am ales o culoare grea. Văd că este puțin albastru aici. Mă duc să văd dacă e cineva. Văd că vine la arcade. Sper să nu mă găsească. E destul de previzibil să vin aici. E o cameră plină de albastru. Oare mă găsește? Văd că se joacă. Ea s-a pus să se joace, n-are nicio treabă. Văd că se plimbă pe aici și... unde e? Trebuie să fie cel puțin una din ele aici, pe bune! E foarte mult albastru în cameră! E aproape, e foarte aproape! Lavi, ce faci? A, bună! Bună, m-ai găsit! Felicitări! Ești foarte frumoasă și albastră, să știi! Mulțumesc! Haide, vin să te ajut să o găsești pe Daria! Bine, eu știu unde este Daria, dar doar o să vin după tine! Stai, de unde știi tu unde este Daria? N-ați vorbit! Mai bine tăceam, scuze, dar te-am urmărit pe spectator. Ce? De ce ai trișat? Aveam dreptate? Să nu-i zici Dariei. Da, m-a auzit! Bine, atunci puteți să-mi retrageți punctul. Am trișat, așa e. Haide, vin să te ajut să o cauți. Așa ne-ai găsit, nu? Ai trișat? Da, pe tine era ușor să te găsesc, dar Daria într-adevăr s-a ascuns foarte bine și am trișat. Așa că o să am 0 la runda mea. Tu momentan ai unul că m-ai găsit. Haideți să vedem dacă o găsești pe Daria, care este doar pe strada principală, pentru că n-avem voie pe străzile secundare să ne ascundem. În zona asta e foarte mult albastru, cu siguranță Daria e aici. Ținând cont că avem voie doar pe strada principală, nu are unde să te ascundă. Ia să vedem, se duce la grădini. Aici deja nu mai e așa mult albastru, afară trebuie să fie. E, n-aș fi, n-aș zice, poate e pe aici. E asta. Ce? Ce-ai Daria? Găsit? Ai găsit-o pe Daria? Da, am găsit-o. Unde pe Daria. E? Cum intri în chestia asta? A, uite eu, Daria, tu chiar nu te-ai mișcat de acolo. Daria, dacă te făceai un pic mai mică și dacă te mișcai, te puneai pe sit, nu te găsea. Eu vreau să-mi spui cum ai intrat în chestia asta. Wow, bravo, felicitări, chiar m-ai găsit. Ce-i drept, n-am vrut să mă chinui să mai-mi schimb hainele, să-mi dau rochița asta jos, să mă fac albastră. Am zis că dacă mă găsești, aia e, te pricep. Bun, bravo, ai un punct! Lavi e descalificată că a trișat și acum e rândul meu! Sunt foarte fericită că am reușit să vă găsesc. Voi două vă ascundeți foarte bine. Am învățat! Bun, și acum ce culoare trebuie să folosim, Daria? Galben! Vă veți ascunde folosind galben, iar eu vă voi căuta! Bine, Daria! E foarte greu pentru că nu prea văd galben în afară de lingile astea care despart benzile. Nu prea e galben pe aici, poate puțin la arcade. Și poate acolo unde s-a dus Denisa, la solar. Însă nu prea văd galben. Cât de greu poate să fie să mă ascund la vedere pe strada principală. O să folosesc galben pentru că asta își dorește Daria. Și o să mă ascund chiar aici. Lavi, uite, tu ai reușit să găsești ceva. Poți să mă ascund și eu aici? Nu găsesc absolut deloc galben să mă pot ascunde. Sigur, fă-te galbene, fă-te mică, te pui pe hurt și să sperăm că nu ne va vedea aici. Ia uite cât de bine te-ai camuflat și tu. Acum trebuie să te întinzi și tu aici în porțiunea asta și tot sperăm că nu ne va găsi. Nu cred că e atât de greu să ne găsească. Suntem destul de prost ascunse. Aia nu prea am avut de ales, sincer, dar uneori să te ascunzi la vedere e cel mai bine. Haideți să vedem cum se va descurca Daria.
Unde s-ar fi ascuns ele? Nu prea e mult galben prin oraș pe strada principală. Sincer, habar n-am. Unde să mă duc? Ce-i asta? Aici erați amândouă, nu-mi vine să cred. Nu putea să vă duceți măcar unul într-un loc, cealaltă în alt loc. Ce amuzante sunteți! Chiar la vedere! Oh, doamne, Daria, nu-mi vine să cred. Chiar te pricep la hide and seek. Ai fost cea mai rapidă, ne-ai găsit atât de repede. Da, ai ales și o culoare foarte greu de găsit în acest oraș, mai ales pe strada principală. Da, deși tu și Denis sunteți la egalitate, cred că tu ai câștigat, pentru că ai ales cea mai grea culoare și ni-ai și găsit într-un timp record. Și eu am fost descalificată. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă împrieteniți cu butonașul de like, cu cel de abonare și noi ne revedem data viitoare. Pa!